Foarte interesantă în Zweite Bundesliga vineri seara este cea dintre FC Nürnberg și Erzgebirge Birgeau. O să vedem și cotele în această confruntare. Nürnberg favorită, cotă 1,94, pentru succesul oaspeților cotă 3,90 și la egalitate avem 3,45. Un meci de asemenea foarte, foarte interesant. O să vedem și alte cote în această confruntare. Nürnberg, echipă aflată în momentul de față în preajma zonei retroadării, Aue pe locul 6. Avem, iată, peste 2,5 goluri, cotă 1,80, scor corect 1-1, cotă 6,50 și varianta peste 9,5 cornere, cotă 1,74. Ce-i drept, în ultimele 5 confruntări directe, fiecare echipă a câștigat și am văzut goluri în ambele părți. Am putea încerca și această variantă, să spunem, să forțăm un rezultat în care... sau cel puțin un pariu în care ambele echipe să marcheze, dar o să vedem și care sunt ponturile colegilor noștri. 1x pauză, 1x final, cotă 1,40 și 1x și peste 1,5 goluri, cotă 1,60. Tot ce este posibil să iasă, mai ales al doilea pont, și o cotă foarte bună, 1,60. Foarte bună, da, aceasta pentru două goluri marcate în meci, pentru că acel 1x e un rezultat anticipat de multă lume, are cotă foarte mică, dacă ar fi să joci doar 1x, are cotă 1,20 sau ceva de genul acesta, dar ar fi de așteptat să vedem două goluri din partea lui Nürnberg. Să știi că s-au pregătit foarte bine gazdele. Nürnberg l-a adus în noiembrie anul trecut pe Jens Keller, un antrenor foarte apreciat la acest nivel, și l-a adus cu gândul clar de a ataca promovarea. Însă acest sezon se dovedește a fi foarte dificil pentru gazde. Nürnberg doar locul 15 de se bate la retrogradare, în timp ce Aue este surprinzător pe 6, însă Aue are unul dintre cele mai slabe bilanțuri în deplasare. Ei fac foarte puține puncte, doar 7 puncte din 37 au făcut pe teren străin. Deci, iată ce surprinzător să fii în lupta pentru promovare, dar să nu poți să câștigi în deplasare. Da, vine după două eșecuri la rând, a pierdut în etapa trecută la Sankt Pauli 0-1, nu a înscris în ultimele două runde. Erzgebirgeau a pierdut însă ultimele patru dueluri din deplasare cu Nürnberg. Nürnberg, interesant este că în ultimele patru dueluri directe echipa gazdă și-a câștigat jocul. Au fost multe goluri, 7 în tur, 4-3 pentru Erzgebirgeau. Sezonul trecut la Nürnberg a fost 4-1 pentru gazde, în meciul anterior fusese 3-1 pentru Erzgebirgeau, deci se machiază mult în aceste partide și e posibil să vedem măcar 3 goluri în meci și în această partidă. Să știi că am văzut cota pentru pariul peste 2,5 goluri este în scădere. Eu inițial mă gândeam să pariez sub, însă voi sta departe de acest pariu, tot mai văzând mișcările de cote. Însă aș miza pe victoria lui Nürnberg. Doar din considerentul că au făcut o pregătire bună, joacă pe propriul teren, e drept, fără spectator, dar au un lot destul de ofertant și un antrenor experimentat, iar Aue este chiar modestă în deplasare. Am văzut însă ceva foarte interesant, Bogdan, ar merita să stăm cu ochii pe live pe acest meci, pentru că Nürnberg a primit 31% din golurile din acest sezon, deci atât o treime din golurile a primit după minutul 80, ca să vezi ce cifră interesantă. Da, uite, din Germania o să ne mutăm spre alte orizonturi, spre alte meridiane și paralele, pentru că fotbalul revine în Burundi, un campionat care ne-a ținut în stare de alertă și într-o stare bună, o alertă pozitivă, nu cea pe care o trăim în aceste zile. Spuneam, campionatul din Burundi ne-a ținut în alertă în lunile martie și aprilie, după care a fost întrerupt o lună, revine chiar mâine cu o partidă foarte interesantă și de aici vine și pontul meu, pontul lui Bogdan Socol, așa cum numesc colegii mei din redacția Pariu1x2.ro, acest moment în care ofer eu cotele pentru ziua următoare.